Facem un cold start la baraurul ăsta după vreo 2 luni de zile. L-am alimentat să vedem dacă pornește. Ia. Ia ține. Ține așa, știi, să nu. Nu că ții pe microfon. Așa. Ia. Să vedem cum pornește. Amestec de ulei cu zvarna LS plus 20 de mililitri la litru de benzină cu cifră octanică 95-96. Asta-i pornesc mai greu cu motoare mici. Gata, s-a golit primul rezervor. Acum alimentăm un rezervor de benzină. Cine crede bine, cine nu, nu. Eu nu cred. Da? S-a oprit exact în asta. Curățăm cu cârpa. Avem aici lanț Oregon original. Pas 325 de 45 de centimetri lungime, lamă Oregon Speed Cad rolomatică de aluminiu, cu miez de aluminiu, canal 1-3, ulei transmisie T90.
Am scos și balaurul la treabă. Mai lăsăm Iusenu să se odihnească și am atins o sticlă de ciob și s-a bulit lanțul, deci nu mai taie. Oameni buni, trebuie să aveți mare atenție atunci când vă prinde lama între lemn, să nu trageți în sus sau în jos, să o strâmbați. Lăsați lemnul să cadă, luați o pană sau altă drujbă să tăiați lângă, în niciun caz să nu bruscați lama, fiindcă e foarte scumpă. În cazul ăsta e undeva la 1.700.000, una 170 de lei, acum nu știu, sunt și mai scumpe. Și aveți grijă iar la lanț, la întinderea lanțului. Când vedeți că se slăbește așa, să nu lăsați slab, luați cheia imediat și îl strângeți. Deci cam asta e. Mai și postați asta, să-i spunem așa, limba asta. Se fini for today. Nu vine să cred.